sunt poveștile tale. Acesta ar putea fi sezonul tău. Cu tine, Superliga e super. La Lens contra PSV Eindhoven, 1-1 în Liga Campionilor și gol! Gol marcat de Djokovic după 90 de secunde. Ce fază! Fanii în tribune nu-și terminaseră spectacolul, fanii Petrolului, este rândul celor veniți de la București. Momentul lor de glorie. Pas așadar a lui Olaru și o greșeală mare a lui Jair, care practic îi așează mingea pentru șut lui Damian Djokovic. Ba mai mult, parcă are și el o contribuție la șutul fotbalistului croat. O dată pasa lui Olaru, era controlat acolo Dorin Rotariu de Myers, încearcă însă să ajute defensiva Jair. Și știți cum e vorba aia, facerea de bine, ce consecințe are. Djokovic deschide scorul după 90 de secunde și confirmă, să spunem, justețea introducerii sale în primul 11. Radunovic este în careu, centrare pe jos. S-a întors cu spatele Dorin Rotariu, a încercat să combine cu el Tavi Popescu. Dar combin din 6 metri, acolo faci combinație. Uite. Și nu era offside. Nu Pap era. Dua, ce l-a făcut pe Radunovic? Dua din nou la colțul scurt, aștepta Petrovic, a recuperat Răducan. Nu vine șutul, grozav, Gicu grozav, pasându-i practic lui Târnovanu. Gicu grozav în imagine are 32 de goluri marcate în Liga 1, dar niciunul împotriva FCSB-ului. A tras cam de sub el. A luat cupa în Belgia, când juca la Stade. Ce călcâi frumos pentru șut. Olaru continuă, încearcă să paseze. Miculescu bară, scoate apoi Jima. Sau de fluierul i-a arătat centrul. Și e primul gol al lui Băluță. Ce fază. Dar ce explozie. Șut a dat Miculescu. Ce explozie, da, șutul lui Miculescu e excepțional. Tocmai mă gândeam dacă îi convine să joace în stânga, el fiind... Nu-i convine, dar trage. Da, da, dar uite, trage formidabil de acolo. E, și cum să ne dăm noi seama? Ne dăm seama. Dar nu, ne dăm seama după ce cade după mingea. Portar. După ce cade mingea, după ce cade din mâinile lui Jima. Ia. Aici. E... nu sunt nici foarte convins. Chiar... chiar retrag ce am spus. Ea respinsă de portar, cade pe linia porții. Acum, logica spune că dacă el a împins-o și a căzut pe linia porții, era în spatele liniei porții. Așteaptă Petrescu. Nu, dar e greu de... Orice ar decide, are nimeni ce să-i reproșeze, da. Mai fost o fază asemănătoare etapa trecută, la meciul Rapidului, da? Cu Feșnic la centru. Oamenii aia de la VAR ce să vadă? Dacă au și ei aceleași reluri pe care le-am văzut noi... Caut acum. Și pe alea le-au. Da, pe alea le-au. Alea sunt. Bine, nu știu câte ne-au fost prezentate nouă. Se arată centrul. Se arată centrul. Se consideră gol. Primul gol al lui Băluță. În sfârșit înscrie Băluță. Ho! Gicu grozav! Ce minunăție!
Să ne aducem aminte de ce gol. Atenție că e cu mâna la ureche. Radu Petrescu. Cer hand sau fault? Fault. Dar ce frumos lovește grozav. Marcheze acum, cu 20 de minute înainte de final. Jair, gol! Gol Petrolul! Impecabilă execuție. Acum câteva minute, spuneam, nu? Da, da. Dacă dă Petrolul gol. Adevărul că FCSB și-a cam bătut joc de niște ocazii mari de tot. Și ce meci ne așteaptă de aici înainte. Nu știu cât de bine și-a pus zidul. Băluță, ca replică pentru Miculescu, care atacă balonul. Rămâne mingea acolo, Rotariu apare și parcă vine, se duce spre centrul careului, spre Jair, care lasă mingea. Grozav, grozav! Oh, Târnovanu, ce intervenție! Foarte bine atras Grozav, foarte bine, lângă bară. Lumea în tribune speră, simte că Petrolul poate și trebuie să obțină mai mult. Grozav, penalti! Penalti după ce Jair este faultat. Face semn că așteaptă confirmare din partea arbitrului video, dar cu ochii pe fază, penalti clar, confirmarea vine imediat. Jair este faultat de Ghezana, Ghezana îi sare în, văd, în spinare. Milcă nu i-a sărit. E și nu e. Ba, cam e. Eu zic că e. Sigur, comportă multe discuții faza asta, pentru că, de exemplu, fanii FCSB ar putea spune da, dar Jair continuă alergarea și intră el în Ghezana. Pe de altă parte, exagional punct de vedere, faptul că Ghezana nu pare să sară în adversar, el se ridică, pare perpendicular pe sol. Bine, vine acea veșnică explicație. E contact. Dar este o lovitură care vine să răsplătească jocul echipei ploieștene. Grozav n-a dat niciun gol până acum împotriva FCSB-ului. De 32 de goluri marcate în liga 1, niciunul în poarta FCSB. Târnovanu încercând să închidă poarta, e pe linia porții. N-a apărat decât un penalti de când e la FCSB, cel cu Șepși. Se aude fluierul! Grozav! Și mingea intră în poartă! Ha! Putea să o scoată! Târnovanu a fost pe minge! A tras prost! A tras prost deloc, Grozav! Bine. Și lui Târnovanu îi vine să-și mănânce tricoul! 2-2! La ultima fază, probabil, un rezultat prestigios scos de Petrolul și meritat pentru felul în care a jucat cel puțin ultima jumătate de oră. Trece mingea pe sub Târnovanu. Primul gol marcat de Grozav în poarta FCSB.
Minunată atmosferă. Pentru publicul ăsta e bine meritat golul pe care Petrolul îl reușește în prelungirile partidei. Jocul se termină 2-2, a condus FCSB cu 2-0 și a mai avut ocazii.